2013 a fost anul recordurilor și al premierelor în comerțul exterior. Exporturile de alimente, ca și importurile, au atins noi recorduri istorice și decalajul dintre ele tinde spre zero. Balanța comercială în relația cu țările din afara Uniunii Europene a fost în creștere în fiecare lună, iar totalul exporturilor din România a depășit până și valorile din vremea lui Ceaușescu. Anul trecut, importurile de alimente au ajuns la recordul de 4,310 miliarde de euro, dar și exporturile au consemnat un record de 4,212 miliarde de euro, astfel că deficitul comercial în acest segment a scăzut la mai puțin de 100 de milioane de euro, ceea ce înseamnă un minim al perioadei post-decembriste, după cum reiese din datele centralizate de la Institutul Național de Statistică. Potrivit Institutului Național de Statistică, exporturile României au totalizat 49,56 de miliarde de euro în 2013, din care 8,5% au reprezentat produsele agroalimentare, în timp ce importurile de alimente au reprezentat 7,8% din totalul de 55,26 de miliarde de euro al achizițiilor din străinătate. Suntem așadar la un maximum al schimburilor comerciale cu alimente, dar structura acestora arată că este loc și de mai bine. Potrivit statisticilor oficiale, comerțul nostru exterior cu alimente are o particularitate inedită. La export, România trimite produse ieftine, brute, neprelucrate, cum ar fi fructele, legumele și chiar animalele în viu, iar de peste graniță aducem alimente scumpe, finite sau cu un grad ridicat de prelucrare, conserve și prelucrate. Astfel că diferențele valorice dintre exporturi și importuri vin și din calitatea mărfurilor agroalimentare, nu numai din cantitățile livrate, respectiv achiziționate.